de glume, astăzi beată, mâine zbeată! Să trăiască mama mea, că eu vă pupă cu pizza, 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 cu pizza
Mulțumim! Mulțumim foarte mult! Sper că ați observat, avem foarte multe cântece de pahar. Când este sărbătoarea vinului, de ce să nu le cântăm? Avem și motiv, da? Eu zic că noi încet, încet ne apropiem de finalul programului nostru. Mai avem două melodii, dar am vrea să danseze toată lumea! Și-am vorbit cu Șimona, șa-l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 a-
frumoasă, sunt frumoasă, dragi prieteni, o prezență splendidă, niște doamne excepționale, ce voci de aur, sororile Osoianu, la Ziua Națională a Vinului. Mai tare, mai tare, mai tare, prieteni! Mulțumim, mulțumim și dumneavoastră pentru că sunteți aici în această zi frumoasă, dar mulțumim și organizatorilor acestui weekend frumos în care transmitem mai departe tradițiile vinului moldovenesc. Ziua Națională a Vinului 2022. Suntem la ediția a 21-a. Cu siguranță vi s-a făcut doar 2 ani, nu am fost în Piața Mare Adunări Naționale și uite că ne bucurăm că în asta 2 zile ne-am adunat în număr atât de mare, uniți de motocul Vinul meu aduce pace. Uran dragoste preface. Mulțumim totodată și partenerilor media ai evenimentului Jurnal TV, Agro TV Moldova, Kiss FM, Economическое обозрение Logos Press, Agro Business, Agro Media, Blogul Călătorii cu Gust.com, FineWine.md, Wine Like a Local, Blogul Wine and Spirits.md, DS.md și Ia.md, Gazeta de Chișinău, Infomarket.md, Locals.md, Moldova.org, Realitatea.md și Replica Media. Și nu în ultimul rând, voi toți, dragi prieteni, voi sunteți cei care generați energie și vreau să ne facem auziți ca în tot Chișinăul, toată lumea să știe cât de fain ne simțim aici. Haideți să facem puțină atmosferă pentru cei care urmează să pășească în scenă. Mai tare, mai tare, mai tare, aplauze, urare, gălăgie. Atât? Ilinca, se pare cam puțin așa. Eu cred că putem să strângem mai multe aplauze și mai multă gălăgie, nu? Puteți mai tare? Bine. Hai să facem un concurs. Hai să facem. Încearcă tu să rogi oamenii să aplaude și după care încerc eu. Ok. Să aplaudați mai tare la ea. Aplauză furtunoasă, Piața Mare, Adunări Naționale! E, acum vă rog și eu aplauze pentru Ziua Vinului! Mulțumim mult vouă, mulțumim și organizatorilor, Oficiul Național al Viei și Vinului, cu suportul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, dar și USAID Moldova și partenerul general Mastercard și MAIB. Eu să continui tradiția la partea noastră concertistică de seară și o să-mi trec mai ales pe cei din avanscena. Cine urmează să urce în scenă, să vă cânte, să vă încânte, să vă facă să mișcați și să vibrați în cele mai pozitive emoții posibile? Mai tare! Așa, așa, aveți perfectă dreptate. Niște artiști deosebiți care fac o fuziune între muzica tradițională, între muzica balcanică, pop, rock și de toate. Într-un cuvânt, ne vom simți fantastic, fabulos, ca să punem frumos un punct și virgulă la cea de-a doua zi a Zilei Naționale a Vinului. Mai vrem să menționăm că cel care va urca aici pe scenă în acest an, bine meritat, a primit Premiul Național pentru abnegație și muncă prodigioasă în domeniul culturii, contribuție la promovarea valorilor moral-spirituale. Premiul Național, proaspăt primit, extraordinar! Dragi prieteni, în aplauze la dumneavoastră, Vali Bogdan!
Sper că vă simțiți bine. Acest instrument este instrumentul neamului nostru. Noi vrem astăzi, de ziua vinului, de fapt de ziua bunei dispoziții, dacă vreți, să vă cântăm cu muzica. Muzica la sigur. Ai de spațiu, mă,